nicio șansă decât, dar asta rămâne fracția asta. Și după aceea... Și după aceea... Și cum se fac... cum se fac aici unul? Deci, deci rezultă că Y egal cu 2 obligatoriu. Da. Și atunci dacă locuim pe Y egal cu 2, vine cât? 2X, adică? 2X plus 1, cât da, e că 2? Da, nu egal cu 1. E, numai că doar că 1 cu 1 se reduc, de parte vine 2X egal 0. Adică X egal cu 0. Deci, varianta X egal cu 0. Dar asta ne convine? Nu ne convine, că X-ul și Y-ul de unde sunt? Din Ierstelat. De simultan. 0 nu aparține lui Ierstelat, da? Deci 0. Și asta, asta pică. Mai departe, am luat următorul trecment. Pe eu cât l-am făcut în cazul de față? Pe el l-am făcut 3. Deci pe eu egal cu 3. Și te rog să vorbești. Egalitatea de mine. 5 pe 3. 5 pe 3. 5 pe 3 egal cu 1 plus 1 supra x plus 1 supra y este echivalent cu 5 pe 3 cum mai puteți spune? 5 împărțit la 3 și... Vine 1 și 2, 3. Adică... Da. Adică dacă multiplicăm 1 ăla cu 3... Dar adică pe 5 îl putem scrie așa, copii. Pe 5 îl putem scrie ca 3 plus 2 supra 3, da? Și 3 supra... care îți distribui 3? A, 1 3 pe 3 pe 3 plus 2 pe 3, da? Da. Și 3 pe 3 face 1? 1 plus 2 pe 3. 1 plus 2 pe 3. Deci egalitatea, să scrii 1 plus 2 pe 3 2 pe 3 egal cu 1 plus 1 supra. Nu, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 supra x plus 1 supra y. Și acum ce faci? Echivalent cu... Scădem 1 din ambele. 1, 1, de-o parte și de alta. Scădem. Da, scădem. Minus 1 și obținem 2 pe 3 egal cu 1 supra x plus 1 pe y. Iar facem produsul metrilor egal. Da, și 2 pe lângă 2 pe lângă x plus 1 pe y egal cu 1 ori 3. Și echivalent cu 2x plus, aici am mers, nu? Ai înțeles. Supra y. 2 supra y. 2 ori 1, 2. Unde apare întrebarea? Să nu întrebare. 2 supra y. 2 ori y. Aici am încercat să calculez, dar... Da, 2 supra y. Este egal cu 3 supra y. Și echivalent cu? La varianta de început. Din ce motiv y cu 2? Că apare ca fracție și numai... N-am găsit soluția. Aici dispare fracția. Oh. Ai ajuns 2x egal cu 0, deci era scris acolo fals, pentru că nu e și 0. Sau nu ai înțeles de ce e fals, că nu avea voie x să fie 0. Da. Da? X plus 1 egal deci, cu 3. 2x plus 1 egal cu 3. E depășit momentul? Da. Adică depășit, da? Deci nu ai înțeles de ce soluția asta nu ar fi fost acceptată. Ai uitat din alternul de vedere cu x și y cu 1 egal cu 3. Da. Da, deci, dragilor, iată că am avut răbdare, am urmărit greșițul. Slăbiciunea ta, din faptul că uitat de X-ul că nu are voie să fie 0. Că X-ul și Y sunt din N stela. Da, asta era stil foarte. Am tripletul P-ul cât este? P-ul 3. Poți întreba așa, că despre X nu ai fi avut obligații să fie diferit de 0. Dar autorul a cerut X și Y o să fie din stela. Și atunci nu aș fi avut X. Că în egalitatea asta, dacă e 0 aici, unul are dos fracția pe total. Unul pe Y nu ar avea voie. Din ce motiv? Că Y trebuie să fie diferit de 0. Dar X-ul poate să fie 0, neafiind de o obligație. Dar dacă autorul a cerut chestia asta, înseamnă că nu ne-a lăsat cu libertatea ca să mergem cu perechea 0 și 1. Da. 7 pe 5. Sigur că da, fracții supra unitare sunt toate. Da. Da. Putem opri aici și să mergem mai departe? Da. Așa, dar, dragilor, tu oprește lecția. Eu continui să filmez. Din toată povestea asta am înțeles un lucru.
Ioana, că sunt și exerciții la care, să spunem, nu avem reacție imediată și mai văzut, probabil, am reluat lecția asta din lecția anterioară, din ce spun aici, ce îmi dau seama. Da. Și atunci, ce urmează, doar asta trebuie să înțelegi. Că și profesorul poate să aibă și el momente de nesiguranță și dacă revine și a doua zi punctează și mai clar lucrurile, cu atât mai bine. Da? Mergem mai departe. Deci Ioana mătură exercițiile, filmele pe care le-a făcut și cu rugămintea să-ți notezi și minutul data viitoare, da? Da, da. Este cel mai important. Ne ducem direct acolo. Aici au fost la lecția 586. La lecția 586. 586. Haideți să o căutăm. Da, deci nu, noi suntem în stiva cu lecțiile, numai la clasa a șaptea, că le-am selectat, 586, partea întreagă și partea fracțională în număr rațional, da? Partea întreagă și partea fracțională în număr rațional. Dăm click și ne ducem pe lecție. Ce interesant este, cât de ușor să se... Ești mai tu, stai de vorba acolo, da. Calculatorul. Bună seara și bine ați revenit cu drama, prof. Erau exercițiile astea care... Ce-am spus? Orice număr are o parte întreagă și parte... 5 întregi acolo, e minus 4,512. Și acum noi am zis partea întreagă... Așa, te duci acolo unde ție nu ți este clar. Mai înapoi sau mai înainte? Ce timp mai să scriem ca să înțelegem și mai bine? Aici le dădeai un număr și trebuia să scoatem partea fracțională și partea întreagă. Așa. Haideți să-l privim, dragilor. Deci e vorba de x-ul egal cu minus 3,57, 14 în perioadă, da, Ioana? Da. Și știi cum am propus eu? Întâi și întâi încerci să-l faci tu, nu? Da. Exercițiul și după aceea să vedem care este reacția, cum trebuie să vedem. Aici, acest număr are partea întreagă, cât ar fi? Minus 3. Minus 3. Și partea fracționară, în mod normal, așa cum noi știm, partea fracțională trebuie să fie un număr pozitiv între 0 și 1. El ar fi minus 3 și minus 0,57014. Da. Și că fiindcă partea asta fracțională trebuie să o facem pozitivă, adunăm și scădem un 1. Deci, zicem un minus 1 și un plus 1. Minus 1 ala se lipește de minus 5, va face minus 6. Da. Iar 1 acela îți oferă șansa ca din 1 să scazi 57,057 în perioadă. Este un număr mixt acolo, nu? Da. Și să vezi ce îți rămâne. Deci partea întreagă se vede că va fi cât în mod sigur? 4. Va fi minus 4. Nu? Minus 4, ca așa am spus. Iar partea fracționară urmează să o calculăm. Da. Deci odată înțelegând, dragilor, chestia asta, înseamnă că, de fapt, sunteți pregătiți să puteți face exercițiu. Sigur, Ioana, probabil că eu până am ajuns la exercițiu ăsta am pregătit terenul. Da. Probabil nu am vorbit de așa ceva. Ce ți s-a întâmplat ție la exercițiu ăsta, la partea întreagă și partea fracțională? Am înțeles de ce trebuie să adunăm cu 1 și să scădem 1. Bun. Acum nu dăm drumul la film, ci discutăm, dragilor, despre faptul că orice număr întreg, și eu cred că spun în lecția asta, probabil că n-ai fost foarte atentă, orice număr rațional
are o parte întreagă și o parte fracționară. Ei, partea fracționară e totdeauna un număr cuprins între 0, cu posibilitate să fie și 0, și mai mică strict decât 1. Da? Între 0 și 1. Și de aceea el este un număr scris ca fiind X-ul, este scris de tine, Ioana. X-ul este scris ca fiind partea sa întreagă plus partea fracționară. Observație, partea fracționară este cuprinsă între 0, ai scris și tu foarte bine, 0 și 1. Ei, și eu probabil că dau exemplu aici. Dacă x-ul e 3, uite că ai scris tu. Da. Partea întreagă a lui x este că 3, iar partea fracționară este 0. Deci pregătesc lucrurile. Aici, partea minus 4,512, vezi? Da. Partea întreagă este... Minus 5. Minus 5 de ce? Pentru că minus 5 e mai mic decât... E mai mic decât minus 4,512 și e mai aproape de minus 4,512. Așa. Altfel spus, Ioana, dacă l-a scris desfășurat pe minus 415, minus 4,512, pentru toți prietenii noștri, ar însemna că este minus 4 și minus 0,512. Da. Dar eu am spus că partea fracționată trebuie să fie număr pozitiv. Da. Și atunci scădem un 1 și adunăm un 1 în relația asta. Nu modificăm cu nimic pe minus 4,15. Da. 512. Și minus 1 ăla se lipește de minus 4 și face minus 5, iar plus 1 ăla servește ție pentru a scădea din 1 plus 1 pe cine? Pe 512. Și a găsit partea fracționară a lui. Ia uite cum facem aici. Partea fracționară este, așa cum am spus aici, minus 5, că s-a mărit, da. Iar partea fracționară din 1 scăzut 512, care înseamnă 0,488. Deci, asta trebuie să înțelegi. La fel și aici. Dacă ai înțeles prima parte aici, ești pregătită să faci și partea a doua acolo. Unde te afli tu cu ghișițul ăsta? La minus 3, unde este ghișițul? Minus 3, aici, doar că eu am uitat să pun minus. A, așa. Acesta ar fi minus 3,0500, așa, care se înseamnă, adunăm și scădem 1, face minus, minus 4. Din ce? Din ce? Că minus 3 ăsta și cu minus 1 de aici, fac minus 4. 4 și plus 1, da? Plus 1 care se rămâne, minus 0,517. Și acum din 1 ăsta scădem pe 0,57,14, dragilor, da? Deci Ioana lucrează bine, își aranjează de acum scăderea aceea, transformă în fracții simple și aici nu ți era ție clar de ce adunăm scădem 1. Ai înțeles acum? Fără să ții mecanică. Ioana, uite că dacă eu am foarte multe exemple acestea, când de la școală, și tu acum mi-ai venit cu un răspuns foarte clar în direcția asta, că la școală ți s-a spus cel mai aproape întreg, de lângă, nu știu ce, nu știu cum, și ți-a rămas întipărit chestia asta. Dar eu nu fac chestia asta, cel mai aproape întreg și cel mai depărtat, sau nu știu ce, că aceste cuvinte ținute mecanic minte, te obosesc. Ceea ce este important este, dacă el e pozitiv, partea fracționară și partea întreagă se văd foarte rapid. 3,17, partea întreagă e 3 și 0,17 partea fracționară. Dacă e negativ, aici este când e negativ, atunci se scazi 1, da? Din motivul acesta. Și tu ai înțeles din ce motiv? Ca să faci partea fracționară, să o faci pozitivă, că ea e negativă. Când numărul este prezentat cu minus în față și partea întreagă și partea fracționară negativ. Și atunci tu faci chestia asta, atunci scazi unul ca să atingi scopul acesta. Așadar, vedeți, Ioana, ce ai tras tu ca învățăminte, să spun, din întrebarea asta? Că te urmărește încă momentul că te-ai pus de film, te urmărește variantele de la școală în mecanic, nu? Așa este formulări. E cel mai aproape, cel mai depărtat, nu știu ce. Așa asta
trebuie să înțelegi că prin lecțiile mele fac această chestiune. Adică eu nu viu forțând după niște reguli. Regulile pe mine mă sperie. Că s-ar putea să uit regula aceea. Dar dacă am înțeles mecanismul și înțeleg de ce fac așa ceva, atunci lucrurile sunt perfecte. Deci de aici legheșițul ți-a fost clar, bănuiesc, da? Altceva. Mai ai pe acolo niște lucruri frumoase, nu? Văd aici niște sume foarte interesante, da. Nu știu ce pe aici. Sunt niște rezultate aici, nu? Da. Foarte tare, ghiștiu. Ți-a fost clar acesta? Da. Da? Mă bucur mult. Mergi mai departe. Aici am apucat de lecția 588, dar nu am mai terminat-o. Hai să o facem acum. Propui? Da. Te rog. 588. Asta. Da, dă drumul. A început o lecție cu geometrie. Da. Geometria este nemaipomenit frumoasă, interesantă. Ați revenit cu drag la proful mai pe exerciții de matematică la geometrie. Nu uitați de la și șef. O problemă, sigur că da. Uite, el chiar e exemplu. Fie patru latero ABCD, astfel încât AB paralel cu CD. Fie ABCD. ABCD, da. Astfel încât AB paralelă cu CD și BC paralelă cu AB. AB. B paralelă cu CD. Da. BC paralelă cu AD. Da. Și AC intersectează BD în punctul O. A, și tu ai pornit pe găsitul? Da. La dreptate lumea. Da. Așa. Precizați laturile și asta este ipoteza. Hai să zicem așa. În ipoteză avem așa. Că de la geometrie, nu vorbim ce ni se oferă. Ca orice.